o campanie agresivă, zic eu, în școli, în... Am aprobat și în Consiliul de Zean și în Consiliul Local. Axie, ce facem pe partea de, nu știu, restrângeri, de coerciție? Pentru că vor fi oameni care vor dori să ajute campania. De lucru va trebui să fie constant, pentru că în momentul în care se schimbă careva din membru... Cazuri de consum, doamna doctor Negru. Nu trebuie să facem nimic din potriva. Mai ales că ne-am avut și solicitări unități de desfacere, de magazine. Întotdeauna verificăm. Și adolescenților 14-19 ani și cifrele preliminare arată că 10% care 14% sunt tentați să consume. N-au consumat sau nu recunosc, dar sunt tentați. Afirmă în clar text că ei, dacă ar avea disponibilități, ar consuma. Ăsta este un lucru care trebuie cunoscut de către părinte și de către școală. Pentru că punctul 2, studiul nostru, care e preliminar și va fi gata înainte de anul nou, sper, arată de asemenea că sunt în familii, mamă, tată, frați, consumatori și copiii care au răspuns la acest test sunt mai predispuși să experimenteze drogul, vorbim doar de experiment, nu de dependență deocamdată. Poate de asta noi n-am apărut încă în presa națională, dar vom apărea, pentru că în câțiva ani 14% dintre elevii 14-19 ani vor avea un consum săptămânal. Punctul grav, este, care mi se pare mie, este următorul. Cei care au prima experiență în raport cu drogurile ilicite și păcat că nu vorbim despre alcool și tutun, unde dependența de la alcool e dublă, potențialul adictiv la alcool este dublu, mai ales la adolescenți, decât față de hașiș, marihuana, heroina, care e cea mai adictivă, la o scară de la 0 la 3, heroina, dar... Heroina nu se consumă în Arad, din răspunsurile și experiența noastră. Se consumă marihuana, jumătate dintre consumatori consumă marihuana și hașiș și fumează. Se tem de înțepături, pe moment. Dar ce am vrut să spun, primele, ca și strategie, primele contacte cu drogurile au adolescenții în cluburi, discoteci sau la prieteni. Acum nu neapărat să facem teste toxicologice, urină sau nu știu ce, la sub formă de razi sau mă rog. Dar oricum dacă la 18 ani, sub 18 ani ai interdicție de a consuma alcool, poate că și drogurile la care n-ai o vârstă unde să le legalizezi, pentru că ele sunt ilicite non-stop, da? Poate și ele ar trebui urmărite într-un fel spre a ne arăta magnitudinea în care se manifestă, mai ales în locurile unde copiii tinerii socializează. Deci, mondială este foarte gravă, pentru că este puțin și devăsată, așa cum spunea și alții antivorbitori aici, de niște lucruri drastice, în ceea ce privește dreptul de folosință. Sau... Iar eu aș propune că ar fi extraordinar de bine să se formeze o comisie voluntariată de psihiatri, a lupta împotriva acestor droguri și acestor substanțe. Consumat droguri ca să ajungă în spital. Deci, noi ca rețea școlară consider că putem să fim implicați și oferim tot sprijinul. Sigur că nu putem să facem minuni, dar împreună cu profesorii, cu psihologii, oricum facem lecțiile acelea de educație sanitară. Acum nu să veniți să le spunem să se spele pe dinți, pe picioare, putem să facem și aceste lecții. Sigur că nu putem singuri. Deci, eu aș solicita niște materiale cu niște filmulețe, niște chestii negative, sigur că nu rezolv problema nici așa. Dar când vor vedea că totuși se poate să se întâmple rău cu ei și chiar să începem la vârstele mici, întotdeauna educația sanitară pe care am făcut-o în școli, am început-o chiar de la copiii mici. Pentru că este foarte greu acum să mergi la clasa 11, 12 să le spui, măi, nu fumați, nu bezi. Păi ea nu mai e ce face. După ce la aniversării, în clasa a 6-a sau obișnuit, nu mai e ce face. Dar trebuie, chiar și cu clasa 5 a început și sunt convinsă că dacă mergem de la vârstele cele mai mici, noi suntem zilnic în școală, noi asistente, împreună cu profesorii, eu sunt în 2-3 școli mari. Da, nu poți să faci obligat, forțat, o activitate de consiliere, de... Care la bază voluntară. Nu trebuie să dorească el. Dacă trebuie nu să... dorește, exact, e inutil. Este exact ca și cu bolnavii mentali, care 99% nu recunosc ca o problemă. Probabil că
că aveți apelanți adulți, e adevărat? Sau aveți și adolescenți sub 18 ani? Nu, adulți. Adulții. Dar este o problemă. Cunoașterea, curiozitatea și dorința de experiment, ca și atracție, mai alocați ori când au conceptul, sau că n-au responsabilități. Aici încă nu știu, că de-aia studiul mai continuă. Dar oricum, nu teama de responsabilitate împinge adolescentul la drog, spre consumul, spre a experimenta drogul, ci teama de dorința de nou. Deci aici, unde nu-i vorba de responsabilitate, tinerii sunt responsabili, o luăm așa, adulții, pe moment. Că nu teama de responsabilitate îi împinge la droguri, cum se întâmplă la adulții, cu totul altceva. Deci ai un material plastic acum cu adolescentul, o plastelină, poți să-l modelezi. Activități, cu ce drept se declară ilegal ceva ce la nivel național este legal. Oamenii ce spunea și mai aici, nu comercializează produse stupefiante ilegale, ci sunt legale. Deși domnează grav sănătății, dar așa sunt și țigările și alcoolul. Tot ce putem face efectiv este ok, să ne organizăm, facem acțiuni, dar până la urmă, cei care au puterea coercitivă sunt primăria și poliția. Nu vă răspundem la întrebare, ci vom analiza punctul nostru de vedere. Nu vă răspundem acum. Eu înțeleg că un fel de... Te-ai făcut un fel de avocatul diavolului aici. Ce se pare e... Înțeleg. Va fi. Au putere economică, au poate ca în contencios hotărârea să o anuleze în întregime. Ține cont de asta. Deci de aceea, totuși, cum s-a spus în celălalt proiect, o rază care poate fi nu 2 km, poate fi 5 km sau... Aici arată că aici poate primăria să intervine, dar din start să interzici... Da, e ok. Și eu, tot o problemă... Da, ca să... Asta a fost și rațiunea pentru care am ales varianta asta, cum am spun, ca și inițiator. Pentru că nu era greu să cred că putem interzice o activitate economică care este, de fapt, tolerată. Nu zic că este legală, este în zona gri a legii, se spune așa, dar nici nu spune niciunde că nu au voie să vândă aceste produse. Atunci, da, am luat modelul, am văzut și alte primării, cum au făcut foarte clar că ambele hotărâri, de fapt, sunt inspirate din experiența anterioară de la Brașov, de la sectorul 1. Am înțeles că și primăria generală a Bucureștiului a trecut tot la varianta asta cu raza de nu știu câți. Teama mea ca inițiator a fost ca nu cumva hotărârea să sufere pe juridic și să fie atacabilă pe articolul 1 chiar la obiectul ei. De aceea probabil că rămâne o discuție juridică până la intrarea pe procesul de legiferare. Da. Și ar fi bine să avem o discuție juridică foarte serioasă cu juriștii din cadrul primăriei, dar și cu alți colegi juriști, dacă sunt și doritori să ajute la această inițiativă. Bine, John, și spune. Nu apare la noi nimic. Cu siguranță, inițiativa pe care am depus-o la Secretariatul Consiliului Local, văd că a fost urmată și de altă inițiativă din partea executivului, este un gest salutar și cele două proiecte de hotărâre pot să facă împreună, completându-se, bineînțeles, o primă hotărâre în acest sens. Nu cred că fenomenul va fi eradicat prin adoptarea unui act administrativ, pur și simplu, și din discuția de astăzi, așa cum ați observat, s-au desprins destul de multe idei pentru a coordona toate eforturile în lupta aceasta împotriva acestui flagel. Direcția de sănătate publică a fost provocată de presă, ca de obicei de dumneavoastră, și vă mulțumim. Și a încheiat un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, prin care ne obligăm cu mare bucurie ca la un ritm săptămânal și să ieșim în liceele din județul și municipiul Arad pentru a informa tinerii asupra bolilor cu transmitere sexuală,
asupra comportamentelor adictive, inclusiv etnobotanice, intră aici alcoolul și tutunul. În avans am făcut totuși un chestionar prin bunăvoința celor trei licee mari din Arad, pe care le cunoașteți foarte bine, și rezultatele preliminare sunt totuși serioase, în sensul în care 10% dintre tinerii 14-19 n-au avut un prim contact cu drogul. 1% dintre aceștia se pot numi consumatori săptămânal, așa se declară dumnealor. Faptul că dependența încă nu există și efectul pe care să apese pe unitățile de primire urgență din Spitalul Județean încă n-a apărut, este un semn bun că acum, dacă intervenim cu informarea justificată la acest segment de populație 14-19 ani, în viitor problema va fi mult redusă.